Bun găsit, stimați prieteni, ediție specială de Crăciun. Continuăm această serie. Îmi place foarte mult. Vorbim despre secretele Crăciunului, vorbim despre amintiri, vorbim despre toată această atmosferă specială, vorbim despre însemnătatea sau cele, sunt mai multe semnificații ale Crăciunului. Alături de mine se află domnul Cristi Ganea. Bine ați venit, domnule Ganea. Mulțumesc. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Spuneți-mi, vă rog. Întrebați-mă, vă rog. A ce miroase Crăciunul dumneavoastră? A sărbătoare. A sărbătoare, a cozonac, a prăjituri. Cozonac făcut de cine? De mama mea. Întotdeauna. Întotdeauna. Cred că fiecare copil, mama. Cred că în fiecare casă, bunica sau mama, deci făcea în bucătăria. Nu am avut plăcerea și norocul să-mi cunosc bunicii, dar alături de mama mea stăteam în bucătărie atunci când se găteau acele bucate tradiționale de Crăciun. Și cozonacul a rămas foarte bine întipărit și chiar mi-aș dori să creadă lumea, și, pentru că sunt sincer, este prăjitura care mi-aduce aminte mama. Ați mai găsit vreodată, ați mai regăsit în vreun loc acel miros al cozonacului de acum ani de zile? Bineînțeles, la noi în bucătărie. La noi în bucătărie mă refer la soția și la reușește să facă, soția dumneavoastră acel cozonac? Normal. În copilărie? Normal. Facem împreună acel cozonac de ani și ani și ani de zile. A, pe același caiet. Pe același caiet scris cu un creion chimic, i-am făcut fotocopii ca să nu se șteargă, rețeta mamei care nu pot să spun exact de unde o avea. E special? Cu siguranță pentru dumneavoastră e special. E special și nu s-a plâns nimeni. Toată lumea își dorește o ferie din cozonacul făcut de noi. Cu ce este? Cu ce ingrediente? Cu ingrediente care sunt, cu făină. Acum nu mă da, existau același ingrediente simple. De bază, adică făină, zahăr, ouă, lapte, țaic și stafide și cacao. Chiar le știți, am vrut să verific dacă îl faceți. Vreți să o discutăm și în gramaje? Și dumneavoastră ce rol aveți în preajma sărbătorilor de iarnă? Rolul meu să frământ aluatul și să ajut, știu, la bătut ouălor, chiar a fost și o emisiune cu mine și cu soția mea acum un an de zile, 2 ani de zile. Când se face cozonacul? Se face în joia. Joia întotdeauna înainte de Crăciun. Acum Crăciunul pică duminică spre luni, dar cam joia se face. Este de fapt o metodă, un secret prin care dumneavoastră intrați ușor, ușor în atmosfera, ca și familie, în atmosfera de Crăciun? Cred că tuturor oamenilor le place să intre în această atmosferă, să fie mai bun. E greu de asta. Nu, se intră inevitabil, fără să dai seama. Nu există o zi, o oră sau un moment. Cred că în toate familiile, câte toți oamenii, intră natural, fără să-și dea seama. Deci Crăciunul, dumneavoastră, ca și copil, miroase a cozonac, făcut de mama dumneavoastră. Da. Miroase a... A brad. Natural întotdeauna? Întotdeauna natural. Și acum am trecut de la molid până în 89, că atât îți permiteai cu 3, 4, 5 crânguțe. În loc de instalațiile acelea de luminat, aveam niște cârlige ca de rufe în care au pus lumânări. Nu aveam foarte multă betal, aveam vată care o puneam pe crânguțele de brad. Și vă pot spune așa, o întâmplare care acum mi se pare hilară, să spun, dar atunci nu cred că a fost chiar aia. S-a aprins bradul. Vorbim despre un Crăciun. Crăciunul dumneavoastră. Crăciunul cu familia. Vă rog, s-a aprins bradul. Am sărit cu perna pe el. Cred că aveam 12 ani. S-a aprins la probă. Adică s-a aprins la probă, da, de la lumânările acelea. Vata care era pusă pe crengu, s-a aprins. Și asta mi-a trecut mie prin cap, să sar cu o pernă pe el. Nu s-a întâmplat nimic. Ca să stingeți, e bine, da. Focul. Mi-a rămas întimpărit. Lumânările așadar erau naturale. Dar totdeauna erau așa. Nu exista atunci electric. Sau exista, dar poate că nu ne permiteam la vremea aceea. Noi așa aveam niște cliciuri cu lumânări diferite culori care le prindeai tot de crenguțe. Și vă dați seama că nu stau drept întotdeauna. Bomboanele acelea pe care copiii le goleau de conținut și lăsau doar oleala. Oleala, da? Da.
Există. Miroase a cozonac, a brad, miroase a, e impropriu spus, miroase a biserică. Toate aceste lucruri, inclusiv biserica, inclusiv... A slujbă, vă duceați? Familia sincer, dumneavoastră? Nu. Până în 89 nu mergeam. Mergeam doar de Sfintele Sărbătorile Paștelui. De Crăciun nu mergeam la slujbă. Nu mă întrebați de ce. Spuneți-mi, nu pot să vă răspund. Spuneți-mi, vă rog, colindele, cântecele de Crăciun, cum mai sunt. Și îmi place și cum sună și așa, cântecele de Crăciun. Ați fost un copil care a colindat? Cred că nu a fost copil care să nu fi colindat. Mă îndoiesc că vreun copil care n-a colindat, care nu a mers cu prietenii, cu o trăistută de grip să sune pe la ui, să bată pe la porți, să mai fie fugărit de vreun câine, mă îndoiesc că nu... Unde colindați? În ce zonă? În Piața Anton. În Piața Anton, acolo unde am stat. Și care era colindul dumneavoastră? Forte. Sincer să vă spun, nici nu mai aduc aminte și n-aș vrea să... Plugușorul? Nu aș vrea să mint. Bine, Plugușorul e generic toată lumea, dar cred că aveam și alte cântece. Da, ați făcut bici când erați mic? Nu am făcut bici. Nu vă pricepeați sau...? Nu, am făcut pocnitori când eram mic. Făceam pocnitori. Dacă vă ziceți aminte... Și eu făceam, dacă da? Vă ziceți aminte, sunt două șuruburi metric, știu eu, 12 sau ceva mai mari, cu o piuliță la mijloc, legată la un capăt cu o sârmă cu plastic, luam catranul de la bețele chibrit, șurubam și aruncam... Era puțină muncă, nu e atât de simplu cum pare. Și vă mai zic, se mai făceau cu un cui și cu o cheie de la ușile de la șifonier, cred că toată lumea avea o cheie aceea simplă, și puneam un cui cu o sârmă, la fel făceam. Așadar, colinde doar Plugușor, sorcovă... Spuneți-vă, rog, bradul de unde era cumpărat? Se vorbea despre Piața Decebal. Cred că de pe Decebal, cred că de acolo. Dar bine, nu era brad, era molid. Era din familia coniferelor. Deci mă duc aminte că arătau jalnic. N-aș vrea să fac vreo comparație cu ceea ce avem în ziua de astăzi. Nu se poate face. Dar bucuria, erau oameni care, să știți, nu aveau bani să-și cumpere brad și așteptau să termine vânzarea și veneau să-și luau crenguțe doar ca să aibă miros în casă. Care? Și mai Vâscu, să știți, da. Se punea și Vâsc, de asta spre 31 decembrie, se târnea în casă. Care erau obiceiurile de Crăciun în familia dumneavoastră când erați copil? Bradul când se făcea? Vă aduceți aminte? Știu că... Oricum... Se pare că... Presupun că nu pot să-mi dau seama, și totuși am o vârstă, nu foarte înaintată, dar m-am născut destul de mult. Cred că atunci când eram copil și nu-mi dam seama, vedeam bradul în ziua în care era Crăciunul și mă trezeam și alergam să văd ce mi-a adus Moș Crăciun, care pe vremea mea, la un moment dat, se numea Moș Gerilă. Da. Da? Dar acum, cu timpul, îl faci și în săptămâna care precede Crăciunul. Sunt foarte multe persoane care o fac de la 1 decembrie. Asta vreau să vă spun. Da. Dar se pare, adică așa este înainte, oamenii făceau în preajma Crăciunului, în 22, în ajun, 23, în 24. Da. Era un ritual în împodobirea bradului. Apropo de lumânări naturale, este prima dată când aud despre lumânări naturale. Nu, dar așa erau, adică nu erau produse, da. Era un ritual. Era un ritual când la împodobitul bradului. Nu, noastră aveați vreun rol? Nu, pentru că atunci când eram mic mă trezeam cu el în casă, gata, montat. Și pe măsură ce am crescut în vârstă și... Nu v-am mai pasionat să... Participam efectiv toată familia, fratele meu, mama mea, participam la... I-a scris doar lui Moș Crăciun? Întotdeauna am scris. De când am început să scriu, i-am scris. Aveam un dud în curte în care prindeam în pioneze, știu și eu, dite mai scrisoarea. Serios? Da. Deci credeam cu ardoare. Am fost dezamăgit. Dar Moș Crăciun există, nu, stați puțin că nu. Da, am fost dezamăgit când deci, în clasa întâi copiii, unii dintre copii au spus da, că... neștiind. Dar puteți-i povestea cu Dudu, deci ce făceați? Prindeam într-un dud în curte, o dita mai cererea către Moș Crăciun, în patru pioneze și o urmăram în fiecare să văd dacă a fost, a luat-o, a citit-o.
Așa era atunci, pe vremea. Ce v-ați dorit? Spuneți-mi, vă rog, un cadou. Bicicletă. Mi-am dorit bicicletă. Și a venit? A venit bicicleta când aveam vreo 16 ani. A durat mult confecționarea ei. Și atunci mi-am cumpărat-o eu. Nu, nu aveam. Eu nu provin, dar nu astea rolemici. Eu nu provin într-o, n-am provin într-o familie nici măcar medie, ca să nu zic bogată. Știți cum este, că până acum 35 de ani, cam și cei bogați erau săraci. Adică... Bine, trebuie să definez ce înseamnă bogat și sărac, pentru că fiecare om are un standard. Eu, dacă mă uit la familia mea, consider că sunt un om foarte bogat. La ce vârstă a scris, sau ce aproximativ, când, pentru bicicletă? Când am început să scriu, clasa a doua sau a treia atunci. Deci de la 7-8 anișori? Da. Ați așteptat 8-9 ani pentru bicicletă? Da. Nu mi-a dus-o niciodată, mă scuze. Cred că nu eram prea cu minte. Este o explicație, poate fi o explicație. Mai există vreun cadou pe care vi l-ați dorit foarte mult și vi l-a adus? Nu. Nu. Bicicleta v-a rămas? Bicicleta mi-a rămas. Spuneți-mi, vă rog, care sunt obiceiurile din copilăria dumneavoastră pe care reușiți și astăzi să le păstrați în cadrul familiei? Aveți asemenea obiceiuri? Sunt obiceiuri precum masa de prânz. Nu, masa de prânz, masa cu familia, mersul la cimitir pentru a prinde și a închina câte o mică rugăciune celor deceleți din familie. În fiecare an? Da. Fără excepție? Absolut. Nu există? Nu. Nu există și de Paște, și de Crăciun, și de sărbători. E bine să-ți aduci aminte de cei dragi. Da. Povestea un invitat, vă rog. Nu. Povestea un invitat că printre tradițiile noastre este și aceea ca în pomul de Crăciun să punem globuri de la bunici, un glob măcar, de la părinți și de la noi, astfel încât... Da, nu. Nu, pentru că nu că nu am moșteni, nu am mai luat, sau ce puțin de ator, că ne-am mutat sau am schimbat domiciliul. Nu mai aveți. Nu mai am. Am niște poze, să spun, mai vechi și atât. Nu am fost legat niciodată de ceva material. Aveți o jucărie în afară de bicicleta? Celebra bicicletă. Care și pe aia nu mai. Unde este? Nici nu mai știu. Cred că am dăruit, am dat-o cuiva, probabil. Aveți vreo jucărie, vreo păpușă, vreo mașinuță pe care o asociați cu copilăria? Nu. Sincer, nu. Nu am fost legat sentimental de niciun lucru fizic. Totul se află în inimă și în cap. Care este cea mai puternică imagine referitoare la Crăciun pe care o aveți? Aveți o asemenea imagine? Da, dar e mai de curând, adică vorbesc de curând de 20 ceva de ani, este imaginea fiicei mele când alerga pe scări și se arunca efectiv sub bradul de Crăciun și se minuna de ce găsea acolo. Și v-a plăcut atât de mult, fiindcă dumneavoastră ați așteptat bicicleta 9 ani. Domnul Enache, sunt tipul de om care trăiesc, sufletește și îmi place și mă bucur mai mult atunci când ofer cadouri decât atunci când primesc. De ce aveți lacrimi în ochi? Ați apucat când ați vorbit despre fica dumneavoastră, fugim pe scări. Nu neapărat, nu. Cred că de la reflectoare. Nu sunt obișnuit să stau lumina rampei. Vorbeam și cu alți invitați. Eu cred că aceste tradiții care au fost cu pluguri, nu mă refer la chiciuri. Da. Pluguri, mersul la cimitir, mersul la biserică, țin de noi. Noi putem să le păstrăm sau nu, în ciuda faptului că se pare că nu mai avem timp. Fugim după timp. Știu, dar după ce trece vârsta asta așa de adolescentă, după ce deja ești plus 50, cum spun tineri în ziua de astăzi, începi să te gândești și să regreți anumite lucruri pe care nu le-ai făcut înainte. Și oarecum te duci și îți cere iertare. Așa consider eu. Vă referiți acum la, în general? În general, da.
Îți dai seama că timpul, de fapt, nu e nesfârșit? Da, îți dai seama că ție-ți pasă și te porți cum crezi tu că celorlalți le pasă e tine, dar de fapt celorlalți nu le pasă e tine. Și acest lucru îți dai seama doar în momentele grele. Când e veselie, e numai prieteni. Când ai un necaz, rămân adevărați prieteni. Așadar, Crăciunul înseamnă familia pentru dumneavoastră. Exact. Și atmosfera aceea. Familia întotdeauna e aproape de tine. Și fetița alergând pe scări, sub brad. Și bicicleta care a venit după 9 ani. Bicicleta care a venit după 8 ani de zile. Vă mulțumesc mult de tot, domnule Cristian Ganea, pentru deschidere. Vă doresc sărbători luminate, sărbători frumoase. Aici punem punct acestei discuții. Ne vom reîntâlni imediat, dragi prieteni.